Eu aici am venit în nume personal, ca mamă, ca părinte, ca cetățean al României, pentru că consider absolut revoltătoare situația copiilor din grădinița care a funcționat, atenție, 14 ani fără aprobare. Dacă vorbim despre aprobări, unde erau instituțiile, autoritățile, organele de ordine ale statului în acești 14 ani în care o individă bătea în mod repetat copiii cu vârstele între 2 și 5 ani? Pentru asta sunt aici. Într-adevăr, primăria a refuzat să semneze acel protocol de aprobare a adunării publice în baza legii 60. Ca atare, Asociația Mame pentru Mame, pentru că nu am avut acele 3 zile în prealabil înainte de eveniment. Am, practic, realitatea românească nu s-a pliat pe prevederile legii. Consider însă că cetățenii din România au dreptul la o voce și la o reacție publică cât mai gravnică atunci când este vorba despre o cauză atât de legitimă, atât de severă, cum este violența împotriva copiilor și, atenție, cum este toleranța autorităților față de violența împotriva copiilor. De ce spuneți autorităților? De ce spunem autorităților? Pentru că România are cea mai mare...